dimineața tuturor. În următoarele zile, norii vor aduce ploi din belșug. Cerul va rămâne în general acoperit de nori, iar vântul va sufla nervos. Astăzi, valorile termice vor urca un pic, dar de mâine și inclusiv duminică, vremea va deveni deosebit de rece în toată țara. Începând din această seară, ploile semnalate în sud-est vor cuprinde toată țara, iar în vest și în sud-vest, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 11 grade. Astăzi nu vorbim despre ploi din fericire nici în Crișana, după cum vedem avem parte de razele soarelui, un soare cu dinți. Maxima zilei se va încadra între 11 și 12 grade. Până în această seară nu se anunță precipitații nici în Banat din fericire, iar temperatura maximă va ajunge până la 12 grade. Ieri vorbeam despre ploi pe tot teritoriul Olteniei. Bine, astăzi, după cum vedem, harta arată foarte frumos, cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă se va încadra între 12 și 13 grade. De mâine, în schimb, și în Oltenia va începe să plouă. În Transilvania, în zonele montane înalte, precipitațiile vor fi mixte, avem condiții de ceață în estul teritoriului, atât în Miercurea-Ciuc, dar și în Târgu Mureș și în Sibiu. Temperatura maximă nu va depăși 7 grade în Miercurea-Ciuc și 12 grade în Alba Iulia. Precipitații, posibile precipitații slabe cantitativ astăzi în Moldova, în special în sudul teritoriului. Temperatura maximă nu va depăși 6 grade în Suceava, după cum vedem, vremea rămâne rece și aici, 7 grade în Botoșani și 10 grade în Focșani. În Dobrogea, la fel, este posibil să plouă, în special în a doua parte a zilei, pe litoral. Vântul va sufla destul de puternic, iar temperatura maximă va ajunge până la 10 grade. În Muntenia avem parte de razele soarelui astăzi, din fericire, condiții de ceață, atât dimineața cât și în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 11 și 14 grade. În capitală, de dimineață se înregistrau 6 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 12 grade. Astăzi, cerul va fi variabil spre senin, vremea va fi destul de frumoasă în comparație cu zilele trecute, dar de mâine temperatura maximă nu va depăși 12-13 grade și va ploua. Precipitațiile vor fi sub formă de averse, vor fi și descărcări electrice, iar duminică vremea va fi deosebit de rece, temperatura maximă nu va depăși 8, maxim 9 grade. Cam despre vreme, să aveți un final de săptămână excelent.